Noaptea, înspre 6 iulie, la jumătate, la două, mama de-a mă... Venisem de la deal toți. Și mama o plămădit de pâine, scoacă pâine, că pe adăuză n-avea pâine. Și nu m-au vrut să culci și început câinii să hamăie și băteau în poartă. Și mama a ieșit, nici nu a dovedit să culci, nu m-au vrut să dezbrace. Și a ieșit și a strigat-o să iasă la poartă și ea s-a dus la poartă și acolo ședeau. A venit o mașină plină cu soldați. Și s-a coborât tot jos și a venit în ogradă și deodată a întrebat-o pe mama, copiii acasă? Dar ea zice, da. Unde scoală-i? Și ne-a sculat atunci, a jumătate la două, pe toți. Și am șezut în ogradă până la oara jumătate la opt. Acă așa, grămăjoară, tăți, mama ne ținea așa, iași. Și plângești și eu citit. Și are dreptul să iei. Câte kilograme de făină, câte de grâu, câte de brânză, de ce? Mama avea de toate. Că nu să zic de aia că lumea în sat ne știe. Că avea și vaci și oi și boi și păsări avem multe, dar nu a avut cine, șinic, dacă e plânge, copiii lângă dânsa și pune mâna, dar soldații ce erau ruși. Dar mama atunci încă nu știe rusești. Și ce? Tiute, ăta ne nada, ăta ne nada. Și mama punea înapoi și nu a luat nică. Și așa am șezut și eu șetit să iei, îi trebuie să iei, că aveau putini cu brânză, aveau găini, lumea o tăiet care au avut bărbați la casă, care au avut cine de la noi, cu băieții eram mici și nu tăiet nici o pasăre, nici flămânzi ne-am dus. Și nu a luat nică, odată să rădice mașină Mișa, că avea 9 ani, și nu putea, și așa și-a rămas, dar era din sat, Ion Găvârliț a fost. Dar nu știu ce nu a ajutat deloc. Și nu a luat nică. Și ne-am dus. Pe drum am mers tare mult. Și la gări oprea. Dar mama a chicat. A noștri merinenii au rămas în urmă. În vagoanele cel din urmă. V-a urcat în tren de unde? De aici, de la Merin? Unde v-a urcat în tren? De la Chișinău. La Chișinău. Da. Și eu a fost cu străini, mai scurt. Din toate satele așa de străini. Și era unul starșul vagon, cum, că în fiecare vagon era starșul vagon. Și el tăiese porcul până la ziua. Avem asta o văd și am uia cum șe de geanta aceea, cum noi, dar fiecare avem câte un pat de scândru, vagoane de jite ne-au dus. Și noi ștem fiecare, câteți copii, grămadă, dar el pune masa și pe masă, văd tăvăluță, tăvau aceea așa iași, cu chișoruță era și cu friptură și măligă făceau și mâncau. Dar noi nu avem nică, și deam toți flămânzi și ne uităm la dânșă. Și aici mai mari, ziceau că le-am mâncat, dar înțelegea. Asta primele zile încă își plângeau și ei de-a se întorce, că erau mai mari. Și mama le zice, și să vădeau cu mama n-are ceva, dar... Dar omul acela intre una în rămasă, dar eu cu Andrei, dacă eu avem 5 ani și el 7, apoi 2-3 zile era răbdat așa, plângem și eram că ne-a mâncat, dar pe urmă început a plânge în glas, cum înșăra el masa, așa mai tăcem. Cum vedem masa înșărată, plângem și dacă nu era nici un om de sat, că ești de sat, nici știu eu. Și... Într-o bună zi de-am umărzesă mult și mama de-am... Dar mama după copchii, Doamne ferești, cum era... Ești un copchil străin, s-a-l văzut pe stradă, murdar, îl lua și-l spăla și-l hrănești. Dar când i-a luat copchii, când i-a luat, apoi e mai n-a murit. Și... La o gară, de-am stătie și la gări așa să oprești, stătie, era când se părnea mai repede, dar era opriri mult. Și punea lumea care avea, făcea măligă, dar mama i-a zvârlit de pe drum, mă tind chiasonia, nu știu care, o leac de făină și o străchenică așa cu unt, nu știu, atâta știu. Și atunci ne-am cumpărât, dacă noi eram morți de foame, toți, și a început a strânge chietre de astea care lângă linia trenului, știți, și am făcut ca cotlon și am repede, unul a adus apă, unul a pus...
vă spun, nu, și chetrele și mi-am început să șarbă, să facă mama o căzi de măligă, măcar să nu murim chiar cu tătul de foame. Și vine un om și de-am început să șerbe apa și mama își dea cu făina s-o toarne. Și dă cu chișorul în cea unul și ăla, a nostru, și-o sărit cea unul și noi tăți a început a plânge. Și mama zice, și-o pus cea unul lui, că el nu a putut strângă și el chetșele să-și facă, știți, ca spui cea unul cotlon de ăsta. Dar noi dacă eram flămânzi la fuga, am strâns și am făcut. Și mama ne e, puteți, haideți, dragul mamei, în vagon, că dacă n-aveți tată, n-are și nici mă apere. Și ne-am dus în vagon iară flămânzi. Și am mai mers cât am și mers. Iar o stat trenul la o gară. Dar tăman înainte de asta, tot oamenii și ei au pus masa și mâncau și noi de-a mă ieșim etei, plângem. De Doamne ferește, trecuse de-a mă mult timp. Și mama plânge și e cu noi, dar ce aveți să ne facă? Că și fost scoiești din mereni, nu știe lumea cine am fost și cum am fost. Da, așa erau străini, din Cruzești era ăsta star și vagon. Și mama nu-i zice nică, el atât zice, oare și naiba te-o mai luat, că ai fost o calică și n-ai avut nică și mă-ți mor copchii de foame pentru și te-o ridicat. Dar mama, știți că cum îi dădea cu cuțetul inimă, că nu să mă laud, dar gospodăia lor a fost cei mai buni din mereni. Și o tăcut ea, iară ne-o grămădit la cheptul ei și cei mai mari o tăcut, dar noi ținem o gură, ales eu. Și o stat iară trenul și mama mă ia din mânuță, dar nu știe ce să facă. Deci s-o văd cum moare lângă mine, că-i plesnie inima de-a mă, nu mai putea, măcar acela și-și dat pași și nu-și zis între una. El între una îi zicea. Și mă ieș de mână așa și ne-o dat drumul, asta țin minte. Lângă ușa trenului, știți, jos așa, lângă linie. Și nu mult, trenul se pornește. S-a pornit trenul, dar eu răcneam, eu unde op, știi, după mama, când zice mama în sat undeva, dacă nu mă lua pe mine, apă eu chica moartă-l. Neagră mă făceam. Și mama piste tot mă lua, așa mă țineam de fusta ei. Mă lua cu dânsa pe locul. Și de urmă vine, trenul s-a pornit, dar eu răcneam și au venit vagoanele și ele a merinelilor. Și era Scogheol Trofim Fomăci, el era învățător pe timpul acela, dar ne știe, trăiem ghine, vine la noi și ne știe pe noi. Și de lângă ușă, că el tot era starșul vagon în vagonul lor. Și m-a văzut. Și nu m-a mai cunoscut cine, dar m-a văzut cine și ne dă mâna. El zice, dă mânuța încoașe. Și m-a ridicat și m-a luat în vagon la dânsă-i. Și mă întreabă, a cui ești? Dar eu știam, zic, să-l lusă Dorciorescu. Dar și-mi te-o dat jos? De ce și-o stoi așa? Și-mi te-o dat jos? Mama, dar de ce te-o dat jos? Când ne-a mâncat. Și eu plângeam și mama n-are și să-i dea. Și de-am atâta timp și el mă ia în vagonul lor și s-a dus, ne-am dus cu dânsul de-am în vagon la dâns și lumea mă știe și pe dâns și el le spune la oameni. Și ea ca fata lui Chiamania mor de foame și este ăsta starș în vagon și între una nu-i dă, atunci încă pe urmă a spus, zice, nu, și copiii plâng și vor mâncare, el înșiră masa cât șede și dacă copiii văd, și eu. Și el, fiecare din femei, oameni care erau a noștri, i-a dat, care un călcăi de pâine, care și ceva. Și el a venit cu mine din mână, din vagon în vagon și a ajuns la mama. Dar mama își deși plângea acolo pe patul ei. Cu eșlanț. Și zice, că mă neacui fata asta. Dar mama zice, a mea. Dar și ne-a dat-o jos. Dar mama a buhănit mai tare, îmi plâns și zice, Trofim Fomici. Eu am pus-o că de-am, nu mai pot. Nu pot să o văd cum moare lângă mine, că totdeauna să moară. Atâtea zile nu o mâncat și n-am și le dat și să fac. Și zice, dacă măcar să-mi dă ei pașe, da, ea ca aici sta starșe vagon, între una îmi zici că s-o calică și o păcătoasă și nu am avut nică. Și de ce m-a luat?
Și mama zicea, mai mult nu pot sufăr. Și măcar când a murit să nu văd. Și el s-a întors și se duce la așa la starșul vagon, zice, dumneata, o știi cine a fost femeia asta? Știi cum a fost? De ce îi răspunzi și o faci și calică? Și eu a fost primii pimerenii erau. Și nu, dacă nu știi, nu trebuie să... Dacă vrei, dă-i 8 zi mă ligă la copilul acela că mori de foame. Dacă nu vrei să-i dai, dă-i pașe măcar. Și apoi că de atunci, apă nu i-au mai zis nicăi, așa l-au tăcut. Și apoi un timp oarecare, o prins a da de-a neaza câte o leac de ciorbă. Și am ajuns noi la... Unde am ajuns, de-am acolo în pădure și... care aveau bărbați, flăcăi mari, copii de lucru, și eu la pădure, la tăiat pădurea, în Irkutsk. Da, deodată au fost în Tăișat acolo, în... și pe urmă noi în Irkutsk am ajuns. În pădure atunci, dar pe urmă am ajuns acolo, în pasiolăc, lângă oraș, mai târziu. Și mama și vă două femei încă, că erau cu 5 copii, și era baracul făcut, dar nu era muruit, nu era, și era iarna. Fășeau apă caldă, o scafară, nu știu, eu noi n-am văzut, nu țin minte asta, dar mama povestea. Și călcau lut, șoarele, iarna. Și când apăca de mânieriu ușii, se deschide ușa, îi rămâne chelea pe mânieriu acela. Dar așa au muruit, până au muruit baracul acela, că să aibă mă, și ei, și tăți unde străiască. Și când, nu știu eu, și le-a fost să le dea, cât e, nimeni nu știa. Am știu că este avans, este zarplată, dar atunci și nu știa. Și eu îi dau câteva rubli, că îi ajunge, tătă lună nu îi ajunge de-o pâine, de-a spătrată. Și noi eram 5 și mama așesa și o tăie hrin și tămane și așesă hrin cu liz de pâine. Că când văd cum știa mama și o tăie. Și începe de la noi întâi, în Dania, la înșmitei lui Andrei și apoi de la Olga și apoi lui Mișa și Plenuței. Și când se mănânce e, noi o mântuisem și era o hrinculiță de aceea. Și ne uitam așa și mama o tăie hrinca ei în două și îi dau o bucată ei și o bucată lui Andrei, că eram mai mitei. Și totdeauna flămânzi eram, că dacă... Și deam o... așa... O... Și pe urmă, mama de-a mus duceau mântuit de murâi, duceau în pădure cu toată lumea. Dar toți erau mulți din merenia noștri, o știu eu. Și într-o seară, toți de-a mus să vie din pădure înapoi, când se uită, chemania lui. Dar asta după șine, stați că am uitat asta în trecut. Tot așa, tot o murit din copii, din oameni care n-aveau și mânca acolo. Și pe urmă a venit comisie. Și care erau tăți, cunoștia eu controlat, copiii au scris la dedom și mama, îi spune mamei, o întreabă, că mai anima ta pe care îi dai? Mama zice, nu dau nișurul. Cum să nu dai, că mai anima eu să moară lângă matarul, să moară de foame. De acolo să-i hrănească, să-i îmbrace, să-i încalță. Și o scris pe Lenuța, nu o scris pe cei mai mari, că era din 35, mai marișoară. Și a rămas că lucra cu dânsa. Pe Mișa, pe Andrei și pe Olga au scris. Dar pe mine tot nu m-a scris mai mitic. Eu v-am spus că mă țineam numai de fusta ei. Și copiii între dânsi eram mulți acolo. Grăieu că ea ca să ne dea mâncare, să ne dea jucărele, să ne dea... Dar noi dacă eram morți de foame și de... Dar eu am început și eu. Andrei nu vrea să ducă, că Andreea noastră așa era rușinos și... Și plânge, l-a dus cum l-a suit în mașină, cum sui capra, știi, s-o duci la târg. Nu vrea și nu vrea și nu vrea. Dar eu mă duc și eu cu Andrei, și eu vreau cu Andrei. Eu vreau, mama, nu te duci, atunci în ce Anuța, am usania de atunci. Și nu vrea să mă dea. Și eu așa tare plângeam și mă țineam de mama, dar cu noi o mărs mama și încă o femeie și comandantul. Și m-a luat până acolo, mama și las-o să mar până acolo, acolo. Și când am ajuns acolo, ne-au pus la masă, puteți ne-au hrănit și noi sătui, puteți ne-au rămas pâine pe masă. La noi era numai că tam pecenii sau bomboane. Și puteți cu pâinea, bucățica de pâine în mână și
vrem la noi la mama, femeia și aia, femeia și aia, hai că noi ne-am săturat de am mâncat și măta. Și când și-a dormit acolo, când am era noaptea, și a dăuzat dimineața, s-a sculat de-am, al de mama, aiește trebuie să duc, să vii înapoi. Ei, aiește au înțeles, mama le-a spus și eu înțeles, da, eu, când am văzut că mama îți duce, dar eu țin minte, răcânem, Doamne ferește, și copiii s-au pus roată, că acum când joacă, știți, și țineu, și când eu mă plecam să ies pe, pe desubt, ei să spuneau în jos. Și așa o grămadă a alergat, până o scos-o pe mama cu deasăla, gândea mama chicas fără cunoștință, că eu răcânem și nu putea de-a mă scriese. Știți, și nu de-am aieștia de la de dom, și noi nu putem de-am să o dăm chiochi, nu putem chiochi să o dăm. Și când o văz că eu rămân și răcnesc, și-a pus scos-o pe sus și s-a dus ei. Și am șadut în de dom, bă de-a prostia, că dacă nu ne dă în de dom, chiar am mor stăț. Și eu am șez 2 ani și mama m-a luat mai repede de amud. Dar ești la înstrii o șest mai mulți ani. Când a venit tata de-amu, eu luat înainte o leacă și e ca așa, nevoie și când de-amu, vă spun, când i-a dat pe noi în de-adom, apoi de-amu mama lucra la păduri de rând cu lumea tătă. Și într-o seară când se părnească acasă, o mărs, ei, cât o mărs aproape de barac, să uită, cheama nea nu-i. Și m-a rus alu Straistă, alu Fedea Straistă. Zice, oameni buni, chemania nu-i. Când se uită ei, nu-i. Hai înapoi să o cătăm. Când s-a dus, era cum în fundul pădurii, s-a pus pe o șotcă de copac și răcne cât și-o ține gura. Zice, dar m-am gândit că o răcne și ni s-a rupt ceva în mine și o-i muri. Cum zicea de-o fără copchii? Și o luat-o ei. Pe sus și-o adus-o și era încălțată niște bote, știți cum erau, nu n-ați apucat, voi nu știți în viață, de rezină erau niște bote, deci el era încălțat și când o dat s-o descalță, nu putut s-o descalță, se lichise de chișor și i-a pus șoarele în trontaz cu apă rece și când o descălțat-o, eu s-o luat și talpa. Era înghețat atât. Și după asta, de-amă noi eram, îți spun că și mama plânge, zil la zil și-a la comandant și-a-l ruga să-i dea voie să... Dar ei fără... Era ca arestat, știți? Dimineața ne petreșe, seara ne grămădie, era... Și tot s-a rugat că să ne... la comandant și într-o bună zi s-a pornit. Era iarna, o mătă mare, viscolie, nevoie și ei cosanii s-a pornit. Să vii la de domn să ne vadă și mama să mă iei pe mine acasă. Și-a ajuns la jumătate de drum și nu a putut, dar eu zic, eu mă cobor și mă duc pe jos. Comandantul zice, eu n-am voie, chiochmanii să-ți dă voie, eu răspund pentru mata. Și nu i-a dat voie. Și-a venit înapoi și atunci nu m-a luat. Și-a putut după asta, au mai trecut, nu știu cât, am învățat eu clasa întâia și m-a luat. A venit comandantul de acolo, un comandant și apa nostru s-a dus și m-a luat de acolo, de unde m-a adus până la gară. Și m-a adus la mama. Și mama era acasă, intră, el bate în ușă, intră. Intră și eu cu dânsul de mână, cușmă băiețasc, paltonaș băiețesc, dacă era frig acolo, nu glumă, 50 de grade era de frig. Și intră cu mine în casă și mama nu m-a cunoscut. Dar pe comandant al știe și el începe să grăiască cu dânsa și zice, chiochmane, răzivai devăcicu tu. Dar ea se uită, zice, da, și ce să dezbrac eu copchilul altuia? Dar zice, ăsta-i băiat, nu-i fată. Dar el zice, dezbrac-o, ia dezbrac-o. Și el m-a dezbracat, mama m-a dezbracat și eram tunsă și nevesnic cheptin acolo, ca băieței. Și eu am cunoscut-o pe dânsa, dar ei nu m-au cunoscut pe mine. Că eu am aici, m-am mușcat câinile acasă, avem semn. Și îi arăt. Când odată ia să mă dezbrace, dar eu am răcnit, mamă, și mama mea, mă ia mama, ăta mă ia mama. Dar comandantul îi zice, chiochmane, vezi, eu te cunoaște pe mata, dar mata nu o cunoști. Zice, îți spun drept că n-am cunoscut-o.
Și nu știu, eu moldovnești, că am uitat repede, dacă copiii mitei repede. Da, eșlanți mai mari vineau vara la mama. Era un tăișet și vineau, noi eram în Irkutsk, și vineau la mama vacanța, le da drumul de-a mâine, s-o mărit și știau drumul și iar zușeau înapoi. Dar tata de unde a venit? Poftim? Tata de unde a venit? Tata l-a luat în 45, eu aveam 11 luni când l-a luat, pe tata mă țineam de taburetcă. L-a judecat ca de cuzist, de el a fost liberar, el cuzist nu a fost, că lumea însă atât știe. Știți zice, cel l-a luat de cuzit, el nu-i cuzist doar. Și ea că așa au făcut 10 ani de minut în minut. Nu i-a dat drumul amul la un timp oarecare, cu mult timp înainte i-a dat drumul la cuziști. Și la tăți le-a dat drumul și tata zice, zice, tovarăși comandant, dar cum la tăți cuziști i-a dat drumul, dar nici ea nu. Deci și de mata nu ești cuzist. Cum vrei să când m-a arestat și m-a adus, eram cuzist. Și mai scurt, 10 ani au făcut din la minut pe la minut. Și apoi, peste 10 ani au venit la noi. Acolo, că îi se scrie cu mama, mama trimite scrisoare și el trimite. Dacă nu a intrat în casă, era dimineața, noi ne gătim de mama luasă și pe al de mișa, atâți venise, erau acasă, atâți copii. Și când l-a văzut lângă ușă, dimineața tare, mama scola și făcea dimineața, și făcea o pirie, un ceai. Și când au deschis ușa, au bătut ușa și mama deschide ușa, tata. Și când l-a văzut, o cicat, o amețit. Și moartă o chicat. Nu puteam veni în șire. Și apoi, dacă o vine tata, ne-a fost mai ușor o leacă și peste un timp oarecare am venit acasă, dar tata nu vroie deloc să vie mama. Mama era bolnavă și zice, și să faci mani, n-ai casă, n-ai masă, n-ai nică. La și de-am îi dat-o drumul mamii. Ne-am dat. În 57 le-a dat drumul. Și eu spus mamei așa, mă, ta ai voie să te duci în țatul matalii, să-ți iei averia matalii, să-ți iei tot ce ai avut. Ia că la mulți nu le-a dat voie. Dar mamei i-a spus așa, ești când am venit acasă, am venit, de-am, că tata nu vrea, nu vrea, dar mama, și să faci mani, mireni. N-ai masă, n-ai casă, n-ai pe nimeni, și să faci? Dar el zice, vreau să mor la, în satul meu. Și am venit. Am venit acasă și am muncit și s-a dus mama la tata, nu s-a dus ea ca. Și-a tras, că l-a luat degeaba și-a făcut 10 ani, el nu-ți duce nicăieri, nici nu deschide gura. Să duc. El și așa era, așa mai. Și nu s-a dus și ai, dar mama s-a dus la primar și zice, domn primar, ea ca i-a dat documentul care i l-a dat și nici nu a spus că trebuie să-i dați averia înapoi, să-i dați casa, casa noastră încă era. Că a fost școală în Trânsa, dar când am venit noi, că noi am fost în Trânsa. Și nici nu nici vărât că a fost așa cazuri în sat. Dar tata s-a temut și nu ne-am dus. Era 22 de lungă și 12 de lată. Și avea 12 cămeri. Că atunci când ne-au ridicat dimineața, fiecare soldat cu o santinelă a pus la fiecare ușă. Și de cu pușca în schinare și păze, să nu ne piardă, să nu iasă. Și e ca așa vă spun. Am tras, da, am muncit, dimiteiuț. Noi am venit din Sibiriu, avem 13 ani. Și trebuie să mă duc să învăț, dar la școală nu m-am dus, că nu știem moldovnești. Și eu nu mă rusește. Și nu m-am dus aici, școala era moldovnească și m-am dus la lucru. Că trebuie, dacă nu i-a dat nică, primarul zice că eu mani. Și pe eu a zis, dați-mi vă rog, că n-am un trei, o trăit la un șin de lor deodată când a venit. Și apă la o soră de lor, și apă am trăit cu chirie, toate căsele, le văruie, le greje și zice, trebuie să am, cum, am copii, am un să trăim așa cu chirie într-o cameră. Și primarul așa i-a spus, uite, mani, nu poți să-ți dau, casa matale este, dar tare multe căs s-au distrus. Dar dacă ți-o dau matale, așa ai mai mulți. Și de unde să le dau? Și tata a zis că nu te mai dau mani, că el vă spun că am o steme și o tăcut și
O cumpărat, am muncit toți, toți ca unul ne-am dus la... Eu de 13 ani lucram în brigadă cu oameni mari, cu femei, mă înscurc cu o lume de rând. Și am lucrat și am făcut, o făcut iară casă, iară gospodărie, o făcut petreceri la băieți, au petrecut la armată, au făcut nunți la toți. Și e că au trăit, vai de capul lor, cum da? Că ziceau mulți, ziceau, aici care i-au ridicat în Sibiria, erau gospodari când i-au dus, când au venit tot gospodari, dar sunt și în ziua de azi care au rămas pe loc și n-au nică. Dar au muncit toată viața și degeaba e ca așa. Și să faci, așa au fost, dar tare, tare mult foame am tras și tare mult frig. Mișa era de 9 ani în Sibiria încă până nu-i lua la dedom. Până nu ne ducem. Și zice cu niște femei, zice niște femei și zice și el cu dânsul. Departe, nu știu, zeci de kilometri, a fost un câmp cu cartofi vara. De-am toamnă, așa, o scos cartofa și zice și scurma o mătă, așa ea era, și dezgolesc și căta. Și aducea 3-4 cartoșele, noi eram șase și acele înghețate, sare mama în avie, o luai în avie și le coșe pe plită. Și acolo în barac era un singur plită și de-au la rând să facă mâncarea. Și e ca așa până, de ce o luat școpchiile la de-a domn și Doamne ferește ce-am tras, nu dă-i Dumnezeu nici la cel care-ți vrea rău. Și e ca așa. Tare greu. Și am muncit până, ca și până în ziua de azi, tot muncim și greu. Ce vi s-a părut cel mai greu din tot ce ați trăit acolo? Foamea și frigul. Foamea? Foamea și dor de tată, dor de mamă cât am fost. Dar foamea și frigul până eu doborât. Ne-am calicit toți la noștri stăți calici. A fost. Când n-avea pșiz, îi da și 15 rubli și nu îi ajunge de pâine pe lună mamei pentru atâța. Și e două săptămâni, v-am spus că nu am mâncat nici nafură. Am chicat pe jos și așa au fost la ei că nu spune, nu, până nu vede lumea că e gata, nu poate merge. Și mă rog că dacă era cu oameni de sat, o ajuta. Dar când până am ajuns acolo, apoi... Și pe urmă iară unde s-a dus, dacă ne-a dus pe noi în dedom, apie toți dușe zilnic la comandant și plânge că să-i dea undeva mai aproape de copchii, s-o ducă că să poată duce să vadă copchii. Și ne-a dus în Irkutsk, din Taișet, în Irkutsk ne-a dus pe acolo și de-am până a venit tata și până a venit acasă, acolo am fost. Ce a zis mama când a ajuns acasă, când v-ați întors în mereu? Ce-a făcut? Ce-a zis când v-ați întors acasă zis? În mere? Dar nu-a zis nică, e atâta, e tata nu vroie. Că acolo lumea de-am cum, dacă a venit tata, de-am era ușor să ne-am porci, să ne-am... Da, și-am tat, o leacă și mama a început că vrea acasă și vrea acasă, mai mult nu știa de acolo. Și tata zice, și să cauți, mani, și să cauți? Că n-ai nică și ne-a dus degeaba, ne-a călișit copiii, ne-a călișit pe noi și pentru ce să te duci? Și el n-a vrut și tata a mers și el de-a mult și am venit. Și când am venit, vă spun că am tras la un șin de-a lor deodată și a șezut. Și a muncit și tata și mama și noi toți am lucrat și am grămădit și am făcut casă. Din ce an erau? Mama e din 17, dar tata e din, cu 10 ani mai mari, 25, din 7, din 7 tata. Din noapte, noapte lucrau și cu noi, cu dânșii, mama de-amu când ne-a luat pe noi de la dedom, de-amu, eu țin minte de-amu. Și încă nu erau al de Mișa, al de eșlanța noștri luați. Apoi era Lenuța și mama și făcea... Tăie gazaciurcă pentru vagoane, pentru locomotivă înainte, lemnul. Alții tăiem păduri, așa, copacul cum îl tai și făceau așa scurt, cât seama gazaciurcă. Și toată ziua tăie. Încă până nu ne da pe noi, da, de domn gazaciurca asta o tăie. Că țin minte... Lemn de foc mărunțit, așa.
lemn de foc pentru locomotive. Da, da. Și așa se chema gazăciurcă. Și eu cu mai mult ședeam în vagon, că era mășcăra, niște țânțari mășcați și dacă ieșeam așa, oamenii aveau seci, au făcut special, am pletit până eu. Curge sânge de pe om, de pe dalez, de pe copchii, curge sânge pe rău. Și apoi ieși lanța noștri, mama cu Lenuța tăie și apoi Mișa se schimba cu Pilca. Dar Andrei și eu ședeam pe băț. Și eu mult nu mă puteam ține și deodată mă lăsam barac. Și Andrei, dar pe numai că ia ca Anuța șede, ca o cucoană. Și eu îi ședea și îi ține bățul. Și ieșem și pe mine mă scotea. Și apoi vă spun că curge pe rău sângele pe noi. Mâncare nică și mășcarau ani mânca și frigul iarăși, iarna și Doamne ferește. Ați zis că vă strângeați, după ce v-ați întors acasă, vă strângeați, ați făcut familie și vă strângeați la masă și vă povestea mama, ați zis că scria poezii? Mama știe poezii de când era mitică, ținea minte și tot în versuri. Ați zis că i-a scris tot drumul, a scris... Da, dar pe ea că a scris, dar n-avem. Vă spun că... Eu am scris, dar cu grafie. Da, nu șetesc, eu nu văd șetesc. Apoi, iată. Scrisoarea Mariei Ciorescu, scris în tren plecând spre Siberia în iulie 49. Scriu și eu o scrisorică și o trimit pe o păsărică. Prin aer pe sus să zboare, tocmai la mereni scoboare. Zbori, zbori, păsărică iute, la ale mele surioare du-te și le spune că suntem vii și cu fețele albii. Că de acum 10 zile avem de când în vagoane ședem. Târguri, sate au trecut, munți, păduri și ape late și încă avem de mers departe. Unde om merge, unde om sta, noi de asta nu am afla. Până când ne-or debarca și ce loc, și în ce loc ne-or lepăda. Că de sătui suntem sătui, dar la 2 zile odată ciorba ne vine îndată. Apoi că după ce o prinsa ne-a dus ciorbă la 2 zile, că eu ce-am codată în zid. Pâinea e cam mititică, de mâncăm mai binișor, la o mâncare o terminăm. Dar copiii caut să mănânce de 3 ori și când caut n-au ce, așa plâng până adorm. Când se scoală, iar încep. Mamă, dă-ne să mâncăm. Mama cu drag v-ar da, nu-i de unde cumpăra și nici bani pe ce lua. Și uitându-mă la copilaș, mi se umplă ochii de lăcrămioare, de nu mă țin pe picioare, că n-am cui mă jălui și nici n-are cine mă milui. N-am nici soră, n-am nici frate, nici măicuța cu dreptate. Cu străinii stau la masă și cu ei ne ospătăm și gândind la noi acasă, lacrimile râuri vărsăm. Of, că în satul nostru scump am lăsat surori cumnați, am lăsat căsuță bună, vaci, oiță, dar aici suntem goi și flămânzi. Noi, acasă când eram, tare bine mai trăiam. Dar lui Dumnezeu nu-i mulțumeam. Dar de când ne-au ridicat, ochii nu ne s-au uscat și lui Dumnezeu ne rugăm să ne scape de la greu. Am ajuns în așa stare, nu-i nici pâine, nu-i nici sare. Copiii când se gândesc vara la noi cum trăiau, de toate se săturau. Foaie verde, lemn uscat, tare m-am înstrăinat, în Sibir când am intrat. Nu vedeam decât munții înalți, păduri frumoase și câte o casă rusească. Foaie verde, măr rotat, la ce, Doamne, m-ai lăsat să trăiesc în țări străine, unde nu cunosc pe nimeni, că de altfel ar fi bine de-am avea noi o căsuță, măliguță și o văcuță. Dar așa copiii mei tare plâng amar de ei, că au rămas acasă toate și aici trag de moarte. Volga, Volga, apă lină, tare am rămas străină. Străină și fără soț, numai copiii cu mine toți. Apoi am trecut Volga, apă atunci l-am scris. Noi Volga dacă am trecut, 10 zile am mai făcut și pe noi ne-au debarcat. 30 de vagoane au mai mânat. Nu mijele de vagoane, dar mijele după soră, după soră și cumnat, că ei sunt ai mei din sat,
că și de noi s-au depărtat și singurile ne-au lăsat. În pădure, prin barăci ne-au așezat, topoare și pilci ne-au dat și copaci ne-am apucat de tăiat. Noi copacii îi tăiam și în cuburi îi așezam, dar nimeni nu-i lua și nimic nu ne plătea. La comandant ne plângeam că de foame noi muream, el alt lucru ne dădea și nimic nu ne spunea. Tot așa, 3 luni am lucrat și banii nu ne-am mai dat. Așa a fost. Și că mulțumesc, ea că când i-ai adus-o chiar, Doamne, de-amă. O să aveți, în două exemplare. Mulțumesc că ne-ai adus, că chiar îi zicem lui, apă mama am uși scund, că ne grămădem și apă noi ce mă iadă că ei le-și alea șete și noi plângem tăți. Dacă știm și-a întras, dar și să faci, așa o a fost, dar numai atât ani în jeli. Și în ziua de azi, pentru cine o chinuit pe noi, cum zice mama, hai pe noi, dar copchii, pentru cine o chinuit? Că nu zice Noviescu, nică. Că lucram, avem 5 ani și fratele ne-o șepte aici care înaintea mea. Și ne ducem cu 20 de cărlani dimineața de departe, era, eu nu știu câți kilometri, că cum la Sătârul, unde era locul nostru, fiecare era cu locul nostru și noi dimineața la 6 ne scula, ne hrănea și până spornea de mama cu căruța la prășit, noi cu Andrei, cu 20 de cărlani, ne cem pe jos și departe. Și trebuie să păzești că aici e drumul și aici e ogorul omului din coașe, iar ogorul omului și mama tot ne spune: luați seama, mami, să nu scăpați în popșoaile oamenilor, în greile oamenilor cărlanii. Și tătă ziua păștem pe ogorul nostru acolo. Și seara când să venim, de-am iară mama, dar mama, tata nu era și da, avea căruț cu cai, avea boi, avea vași, dar avea, a luat un om din sat care cu dânsa se duce la, cu noi tăți, noi de-am pe jos cu Andrei, dar ieși lanț, tri, se duce la prășit cu mama, că de-am prășit o popșoie. Și Gheorghe Cercel îi zice lui. El cu mama vine cu căruța, ne duce, ne duce, avea grijă de jite. Și într-o seară noi să venim acasă, adică mama ne porne pe noi cu Andrei, cu cărlanii, mai înainte cu cât, nu știu cu cât, dar mai înainte, că noi mergem în cecior ca copiii. Și pe urmă vineau ei de urmă. Și noi am mers cât am mers și ei de urmă, când am văzut că vine căruța, noi am stat și am dat drumul la cărlani și n-am vrut și gata să stăm. Ajunge căruța lângă noi și mama zice: dar ce ați stat? Iau cărlanii, fug, ce ați așa-i grămădiți? Dar noi am început a plânge că o zic, lasă mai cu, am zis, lasă mai coboare și Olga și Icoană și Mișa să duc cu cărlanii și noi să ne suim în căruță. Dar mama zice: voi tătă ziua n-ați lucrat, dar ei au prășit tătă ziulica și sunteți mai hodiniți ca dânșii. Și ei s-au dus înainte, noi am rămas, mama a zis, până ajungem noi, e facem mâncarea. Și când ne ducem, ne hrănie. Atunci ajungem acasă și mama, hai, spălați-vă și veniți și-o mânca. Andrei s-a pus și-o mâncat, dar eu nu am vrut. Ia ca așa, nu mănâncă, de ce nu mănânci de la noi, mama? Așa era. Și cât de mânios, mâncarea n-are nică, trebuie să mănânci și ai pe mâncare. Și n-am vrut și n-am vrut și m-am culcat flămândă. Și când m-a sculat la jumătate la două, la mama a făcut să borș și cam pot, dar atunci a zice chisăliță. Și din abricoasă, că avem un copac dinainte casă de abricoasă. Și eu când m-a sculat, dar eu și să mănânc chisăliță, mamă, să mănânc chisăliță. N-am mai mâncat chisăliță, nici pâine, nu chisăliță. Așa flămândă m-am dus. Ai, așa, mai scurt. Dar părinții în ce an au decedat? Vă amintiți? Mama în 2005, dar tata în... Stai, cât am... Eu am uia... Am avut și eu... Mi-a murit soțul și băietul. Într-o săptămână am îngropat pe amândoi. Și de atunci m-am trivojit tare și uit. Tata, mama în 2005, tata în... 78, în 78. În 78 a murit tata. Și așa.
Eu, știți, e ca așa muia, că nu pot dormi noaptea, dacă dorm un ceas jumate, un ceas, dar cu întrerupere, apoi mult. Și așa mă gândesc, cum nu s-a rupt inima și e mama, că eu de-am văd ce înseamnă mama și au avut toate cele, nu că zic eu, dar ca lumea știe în sat. Casa, iar v-am spus, 22 pe 12, 12 cămeri avea. Și îmbrăcat toată, cu covoară, cu lăișerii pe jos, cu... Și apă avem hambari, la noi zice hambari, în altă parte zic sarai, divară. Avea de tete, și tot îmbrăcat, tot gata, și eu ridicat și nu s-a luat o zdreamță și s-a dus cu nică și a venit cu nică. Ap cum? Pe urmă omul și ce s-a făcut? O avut de toate, da. Vezi tot, nu-i inima aceea. Noi copchiși tot ne, când ne amintim apă, dar de-am a rămas numai eu și o soră. Tioteane, dar spunea Tania, Berșoarmea, te Olga, spunea că chema eu lucrat la o bucătărie acolo. Aia ca să vă spun, așa. Am vrut să vă spun eu alea. Da. Mama, de-am, vă spun, nu putea merge. De-am, după ce-o dat copchii, lucra la o bucătărie, că dar n-avea putere să ducă, vă spun că a adus-o și... Telchele i-au chicat de la Chișoare și o adus-o pe sus și s-a lucrat la o bucătărie, dar ea așa era mama, ea că vine la noi, dacă nu-i punem, na, mamă, mănâncă, sau nu-i dădem, nu punem gura pe un prăjițel, pe pinic, în pinic, așa era ea. Și lucra la bucătărie și ea spăla blidii, dar seara povărețele astea tăte zușeau acasă și o lăsa pe dânsa și fășe blinci. Fășeu-ți câte o strache în lezi care coșeam noi pâine mare de blinci și de până la 12, până la 1 și e nu gustau fărmătură de blinci. Și chiar Olga lui Iatoma și Obanu de amu, tot erau la un loc și tot o vedea și cu tine mani, galbenă, cașara, nu mergea de amu să ține așa de păreți. Mani, parcă tu lucrezi la stălovă, cum nu poți mânca și tu văd că mori de foame și n-ai putere în tine, dar e... Dar și ea, eu cum spun mâna, dacă ne-or da și el dacă nu-i dădea, dar ei nu lua, nu puneam pe o linguri de borș să guste. Dar blinci și e cât îi frije și îi măsura ei de pildă așa, nimeni, îi dădea și... Și apoi chiar Olga, asta eu s-a dus la, acolo la bucătărie și le-a zis, fetelor, voi o vedeți și cu femeia asta, e chică de picioare. E și așa plânge zi și noapte după copchii și e vine moartă de foame acasă. Și e zice, dar și noi încuiem, îi discuie, tot poate să mănânce și luleanuța să iei, că este de unde. Dar ea nu pune gura pe nic să mănânce. Vine și apoi pe urmă, după și deamul, i-a zis că Olga lor, pe el îi dădea mami. Și i-a dușea și luleanuța și a scăpat. Avea să moară de foame. E mai scurt, Doamne ferește, sunt multe tare, dar spun că mama așa muncoașă, așa zice, e bine noi, hai, dar ce am făcut? Am muncit că am fost colaș, n-am furat la nimeni, n-am bătut pe nimeni, n-am obișnuit pe nimeni, munca noastră. Dar copchii ăștia și zinoveți sărași, au rămas fără tată și tot așa degeaba l-au luat și ne-au chinuit pe noi pe urmă cu jite, cu... Că mama ține, că a venit Sidor și să găsească jitele, să-și ține. Și noi toți eram, spun, noi pășteam cărlanii și ei l-am cu mama la prășit, cu jitele, cu tot. În Moldova sunt oameni care cred că ce s-a făcut atunci, în 40-50, a fost bine. Ce aveți să le spuneți ăstora după tot ce ați trăit toată viața asta? La ești și ce aveam să le spunem? Da. N-ai și faci, așa a venit timpul, așa a fost și așa, mama așa ce, așa cred că a fost și ei, și să faci. Dar n-ați avut nicio vină. Poftim? N-ați avut nicio vină ca să treceți. Nu, dar deci, eu și azi, și în ziua de azi, așa, mă zic, cu ce am fost noi de vină? Că n-am fost. Ia că n-am avut vină, dar dacă așa a fost, și să facem? Ia-mă, dar cât am tras încă, am scăpat ea, că nu știu cum, dar am rămas toți până încoace. Dar eu, noi, de noi nu ne eram, dar de mama. Că o tras e săraca. Dumnezeu nu mă o știe și e. Da? E că au avut zile și au scăpat până... Dar era credincioasă
Era credincioasă și la biserică, da, ea credea. Dacă ați vrea să schimbați ceva în viața asta, ce ați schimba? Ei, cât eram mitică, n-aș schimba nică, dar ea ca amude, când m-am mărit, apă eu aș schimba. Aș și o leacă mai domoală, o leacă mai hâtră, n-aș munci cât am muncit de mult. Că eu am muncit tare, tare în greu, am muncit de tânără. Și am unul seca scalică și nu mă pot duce nicăieri, nu... șed. Am avut o plăcere, sau cum să vă spun, bucuria să mă nasc pe meleaguri străini. Nu din voia noastră. Eu m-am născut, părinții au fost, nu părinții, dar au fost buniei. Bunelul meu a fost pădurar în timpul românilor. Când eram cu țara la un loc, bunelul era mai mare pe toate ocoalele astea silvice. El era pădurar și... casă și-a făcut în Baratic, lui s-a propus să facă în trei sate, ori în Pohoi, ori în Geamăna, pentru că toate ocoalele este silvice, el era ca șef. Și pentru asta, că el avea relații cu primarul, cu părintele, i-au dat 10 ani și a stat acest 10 ani în pușcărie, de la Sune până la Sune, cum se spune. Și bunica cu copiii i-au deportat. Fratele mai mare al lui tata tot a stat 3 ani în pușcărie, aici în pușcărie, că au fost la un denunț fals. Pe urmă s-a găsit un martor care a negat toate astea și l-au eliberat, dar trebuia să stai și el vreo 15 ani. Dar când bunelul l-a întrebat cineva, și moș Damian, dar pentru ce ai stat mă tare în pușcărie? El spune, da, pentru și pentru nimic. Știa că la noi a venit unul acolo în pușcărie și îl întreabă, dar pentru ce ți-a dat 15 ani? Dar și el spune, pentru nimic. El spune, cum în limba rusă, vreoși, padlă, pentru nimic dau 10 ani, dar tu ți-a dat 15 ceva, trebuie și făcut. Iată așa a fost. Eu m-am născut acolo, tatăl meu era băiat, necăsătorit când a plecat, când în 49, când s-a dus în Siberia. El e din 31, mama mea tot e din 32, ucraineancă, din Zaporojia. Tot au fost deportați, la dânsă și mai interesant, bunelul de pe mamă a ajuns cu lupta până la Berlin, a avut medalii. Da, bunica ei erau înstăriți, tot înstăriți așa, și trăit acasă, nu dovedea lucru și au început a chema pe cineva în ajutor, a angaja. Și pentru asta că a angajat, înseamnă că ea a suprit. Și a luat-o și pe ea cu toți copiii și tot în Siberia. Și acolo noi am fost în sate, au fost în Belaziorsk ei, dar noi am fost în sectorul Barașchi, așa, nici nu era sat, dar se numea sector. Raionul Iurghini, Tiumeni. Și acolo s-au întâlnit tata și mama. Am vrut să vă spun că bunelul a ajuns până, a fost decorat, s-a întors acasă, l-au chemat la primărie și au spus, știi ce, tu ești erou, tu ai luptat, tu ești așa, lasă familia, lasă. Ea nu-i demnă, soția asta nu-i demnă pentru tine. Iată, noi avem aici activiste frumoase, vieța alta și las și uite de dâng. El n-a făcut asta, el a plecat și el în Siberia cu familia. Acolo s-au întâlnit tata și mama. M-am născut eu în anul 1952. La 7 zile am fost botezat. Că acolo nu, la 7 zile nu bătează pe nimeni, dar eu am fost bătezat fiindcă preotul venea odată la jumătate de an, acolo în localitatea aceea. Bunica mea era tare credincioasă și se temea ca în jumătatea asta de an să nu se întâmple ceva cu mine și să, Doamne ferește, să mă duc nebotezat. L-a urgat preotul și m-au bătezat. De ce eu sunt ortodox până în mădva oaselor, fiindcă bunei și toți au fost credincioși. Când i-au deportat, bunica, noi am avut casă, de ce? Că bunelul era
angajat la stat, la români, dar avea întâlnit, dar bunica, fiindcă era soție și noi am fost numiți ca dușmani a poporului. Chiaburi, le spuneau aici. Și bunica îmi povestea pe urmă că părinții, dar asta, bunica a mers de la pragul casei până la poartă și blestema, că fiindcă a lăsat totul, gospodărie, aveau vaci, aveau toată o gospodărie ca la oameni înstăriți și gospodari. Aveau un beci unde te întorceai cu căruță în trânsul. Au distrus beciul și el așa, au construit acolo grajduri, nu știu, din piatră ce. Și ea blestema că le-a dat voie să iei numai ceea ce puteau lua cu dânsii, cu ei, în mână, mai mult nu, cât poți. Eu, dacă poți lua 100 de kilograme, eu 100 de kilograme, mai mult, numai cât poți lua în mână. Și i-au încărcat în vagoane, spuneau părinții, le, în vagoanele astea, fără uși, fără, la ferestre era numai niște gratii, vagoanele se închidea, i-au tixit acolo, le dădeau să mănânce pești sărat, și apă, le dădea numai acolo unde se opreau, că aveau stații speciale, la stații mai mari. Le dădeau pește sărat special ca să le facă sete, să-i chine. Se vede că acolo, dar ei mâncau de nevoie, fiindcă trebuiau să mănânci ceva, măreau de foame. Ei care au mai avut acolo cu ei provizii, dar astea nu ținut mult, fiindcă ei spuneau așa, ei, distanța cei care trebuia să meargă în 3 zile, ei au mers o lună, fiindcă trenul lor așa nu merge pe orar, dar îl ducea, merge numai noaptea și îl ducea pe la, să vedea voi la celelalte trenuri și merge. Și el nu merge pe orar și a ajuns tare cu mare greu. Și au spus care mureau, îi scoteau din vagon și nimeni nu știa ce făcu. Ori îi aruncau în păduri de ședă, ori ce făceau cu dânsi și nimeni nu știa. Nu dădea voie să îi îngroape. Au ajuns acolo, i-au descărcat în păduri și le-au spus, iată aici, voi ați trăit. Și ei au făcut niște bărdei, niște... au construit așa în pământ. Pentru prima dată ca să trăiască acolo. Pe urmă s-au făcut și casă, așa, dacă erau gospodari și până la urmă s-au făcut casă, că îi invidiau rușii. Vina lor a fost că erau români. Vina lor a fost că erau gospodari. Și i-au ridicat aceia care erau bețivi, nu făceau nimic, care spuneau că românii îi băteau. Dar dacă îi băteau că furau găini, furau, nu îi bătea pe gospodari românii niciodată. Și paradoxul care s-a întors bunielul, ne-am întors noi. Și tot aceia care l-au ridicat, veneau la dânsul și spuneau, moșdăneam, dați-mi, vă rog, teascul, ca să, pentru poamă, spre să, eu nu știu cum, vă rog, cum în română mai teascul, sau dați-mi, vă rog, zdrobitoarea. Și bunielul spunea, dar asta țin minte eu, bunielul spunea, măi, dar voi când m-ați trimis pe mine acolo, eu mai tot v-am lăsat, băi, și teasc, și butoaie, și zdrobitoare, și tot, băi, unde, băi, unde? Cine ați păstrat? Dar dacă v-am mintit ceva, dacă... Eu îmi amintesc acolo, îmi amintesc cum... E ca un copil, îmi amintesc acolo gările cele, ca mai mult îmi amintesc cum ne-am întors. Când ne-am întors, eu am, nu știu, oamenii ăsta, lumea, nu știau de oameni, că ei n-au fost, oamenii cum scade n-au fost împotriva noastră, n-au, ne numeau numai, cum spun la noi, râsuri, așa le spunea. Așa ne mai numeau până în coașe, ne numeau chiaburșe. Dar oamenii ne aduceau, care fasole, că noi nimic n-aveam aici. Ne aduceau care fasole, care și ce avea ca noi să... supraviețuim, ca să trăim, ca să avem ce mânca. Și eu am o adus cineva ceapă. Și eu am aninat o ceapă, deși
Copilul mâncam așa în curge șoroaile, dar eu ceapa aceea am mâncat-o toată așa ca pe măr. Și mama și bunica plângeau când vedeau cum. Păi, mă rog, a vitamin, nu aveam vitamine, cred, sau ceva, eu nu mai știu, dar țin minte așa, cum ne aduceau cu străchinica, cu... Eram, iată, vedeți și băietan eram acolo, dar mă. Casa era distrus, că acolo a fost și cârmuire, acolo a fost și, și grădinițe de copii și... Deci au folosit-o după ce i-au luat? Da, cum? Au folosit-o și pe urmă, aici nu la toți le-au întors, dar nouă casa ne-au întors, așa zis. Ei, dar cui trebuia? Fără ferestre? Ei, da, fără... că era distrusă. Da. Și bun, el a făcut și a mai făcut încă una alături așa. Și tot a făcut-o bună. Aceea era unica casă cu oale. Cheburi, că vrem și noi casă cu oale și duceți-vă cu voi pe spatele nostru, v-ați îmbogățit, așa îi spunea. Dar asta, când ne făcea pe noi cheburi școlașilor, asta eu țin minte, asta eu eram când ne făceau pe noi așa. Și bunelul nu le răspundea, nu, sistemea, fiindcă dacă ceva anunțau, cred că așa, și nu-ți place... puterea sovietică sau ce... Dar ce au zis părinții, bunicii când s-au întors acasă? Ce să zic? Când au pus piciorul pământul lor... Au... Ce fac toți? S-au pus în genunchi și au... Eu nu știu asta, dar așa spun că... Au plâns, au... Nu pot să vă spun eu, dar ei tare au vrut acasă, tare s-au bucurat. Pe urmă, bunelul a fost, măcar că au făcut 10 ani de pușcării, a făcut pentru asta, pe articolul 58, politică, tot a fost denunțat și a fost reabilitat. Lui, pe urmă, îi se dădea lemne din pădure gratis, avea voie să pască două vaci. Au recunoscut că el n-a fost vinovat. Numai atât. L-au acuzat de ce? L-au acuzat de politică, fiindcă el era prieten bun cu primarul, dar primarul era numit de statul român. Tot ce era prieten cu preotul, cu oamenii ăștia care sunt mai... de vază și cineva i-a spus că el mai făcea și politică. Știți că înainte se turna așa, pe dreptate, pe nedreptate. A fost și fratele lui tata mai mare din 25, tot așa, tot i-au spus că el a făcut propagandă, a făcut politică, a spus ceva împotriva statului și el a fost și el judecat. Eu am uitat să vă spun, eu când m-am născut, acolo m-am născut fără drepturi. Fără drepturi de a vota cândva, fiind ficior de dușmana poporului sau cum a cheburilor, a supritorilor, fără dreptul de a vota, să participi la votare și fără dreptul de a face serviciu militar. Ei, pe urmă, ne-au reabilitat și am făcut și serviciu militar și am votat. Dar în ce an v-a reabilitat? Că ați primit legitimația asta, în ce an? Prin anii 60, așa, eu nu știu, precis nu pot să vă spun. Acum când am fost, nu știu, mă ating că este în, iată aici, dar cine să citească? Că eu într-adevăr m-am născut, iată am fost în 49 ridicați, în iulie, și în 52 m-am născut în familia lui Baltaga. Uh-huh. Nicolae Gheorghe. Am fost reabilitat aici, mă ating. 89. Da, 16 ianuarie 89. Da. Azi, în 2023, încă sunt oameni care cred că ce s-a făcut atunci a fost bine. Încă sunt de ăștia. Ce aș vrea să vă spun? Eu nu acuz nici copiilor cei care sunt vinovați părinților, că fiindcă n-au nicio vină. Așa iată eu aici, așa spus. Eu știu cine părinților, cine a făcut toate astea. Aceia ne-au socotit până la moarte, până au decedat,
ne socoteau pe noi dușmani, mă scuzați. Ați că știți cu ăștia, da, continuă. Știu și... Nu, acum nu, gata. Dar pentru ăștia care... Iată, ce să vă spun, fără acuzații, să ne acuze pe noi, pur și simplu, pe mine tare mă supăr, nici nu știu cum să mă exprim, având cetățenia română, care a jurat statului român și el îl susține pe Putin, eu știu cazuri de astea, eu nu știu, băi, ce cu tine, pentru ce ai jurat tu statului român, pentru ce ți-ai făcut tu cetățenie? Pentru ce? Care drept? Ce nu te-ai dus în Rusia? Și ala îl întreb, ce fel de mașină ai tu? De unde te duci tu și lucrezi? În Europa. Mașina e din Europa. Dar susține 100% cu Rusia. Dar ce mesaj aveți să le spuneți ăstora care... Vă zic, și acum îi spun că da, e bine că s-a făcut atunci ce s-a făcut și că i-au luat și că i-au dus și că i-au lăsat niște de... Un mesaj așa, fără să acuzăm pe nimeni, un mesaj direct din suflet. Eu vreau să vă spun asta, cât ori să fie de ăștia care spun că e bine ce-au făcut, până atunci o să fie la noi așa ceea ce este. Și războaie, pe nedreptate, și... Fiindcă eu pur și simplu nu-i pot înțelege oamenii ăștia, absolut, nu-i pot înțelege, Bine, ce s-a făcut bine? A venit rusul la mine, pe pământ, acasă, la mine acasă și m-a dus la el acasă acolo. M-a făcut rob la dânsul. Cu ce ocazie? Ce i-am făcut eu lui? Ce i-a făcut părinții mei, rușilor? Ce i-a făcut? De ce l-au dus acolo? Ce drept au avut ei să vină acasă la mine, să mă scoată din casă, din gospodăria mea și să mă ducă la acolo și celălalt tâmpit care spune că bine a făcut. Cum bine a făcut? Pentru că nu l-a scos pe el de acasă să-l ducă. Dacă îl scotea pe el de acasă și-l ducea așa, eu nu știu cum avea să spune el că bine a făcut ce a făcut rușii. Asta în primul rând. În a doilea rând, dacă ar socoti oamenii, dar întrebați, noi am fost stimați de oameni. Cum pot să iei un om din casă care e stimat de oameni? Vreo 2-3 care sunt invidioși, bețivi, răi, care nu au avut nici până atunci, nici după aceea, nici... Ați făcut ceea ce au vrut ei și aceia și-au strigat până la urmă, până... Mă iertați, până nu s-a zdohnit. Și a fost șef. Da. Și aceia i-au pus șef, i-au pus așa proști și... Iată asta. Dar eu vă spun, acei care spun că bine a făcut, aceia n-au trecut prin ce am trecut noi. Dacă treceau și ei, nu asta cred. Vă bucurați că v-ați întors. Eu... Dar nu, vă bucurați că v-ați întors aici și n-ați rămas acolo? M-am bucurat, dar... Iarăși, nu știu cum, eu nu pot să o înțeleg pe greceană aia, sau pe care au mai fost tot deportați oameni care și susțin pe ăștia care, pe călăie ăștia care pe dânși, care s-au bătut joc de părinți, că ea tot s-a născut acolo, ea nu, și îi susțin. Eu tot nu-i pot înțelege, iată nu pot. Dar zic, cum credeți că ar fi fost mai bine dacă ar fi rămas acolo cu familie sau mai bine că v-ați întors? Nici nu se discută. Dacă rămâneau părinții, eu vineam aici. Nu. Pământ, eu nu mă duc de pe pământul meu nicăieri cu... știți, cu mare plăcere pot să mă duc în excursii, în... asta eu aș vrea. Că au și rușii ceva interesant, și au și toate popoarele au ceva interesant, și nu nici rușii, și ei au pătimit. Asta așa e regimul, asta așa e... Și numai că eu nu înțeleg, ei sunt doctrinați, înțelegeți? Ei susțin călăi, ei susțin de cei care își bat joc.
Eu sunt tare bine informat, eu știu satele la dânsii. Ei n-au condiții de trai. N-au condiții, n-au curent, n-au gaz, n-au... Și eu am mai fost pe Rusie, eu știu. Și iată, tot îi susțin. Asta eu tot nu pot înțelege. Bun, domnul Nicolae, mulțumim frumos și eu vă mai vizitez. Eu vă mulțumesc că dumneavoastră, că sunteți cum... Ați fost atât de bun la inimă și v-ați adus aminte de noi aceia care am fost cândva umiliți foarte mult, foarte mult, foarte mult. Chiar și în școală, eu da, mă învățam la școală și mă făceau colac, pui de colac, mai bine crapați acolo, mai bine erați acolo, o fost și așa. Și cine dracu v-a adus, dar n-am mâncat din podul cuiva, nu m-a hrănit cineva. Noi, încă invers, au avut ei nevoie de ajutorul nostru și tot una nu le-a fost plac. Iată, asta am vrut să vă spun. Bine, vă mulțumim. Bine că ați acceptat. Și eu vă mulțumesc că vă spun că îmi pare foarte rău că n-au ajuns până acum bunielul meu să vadă că scrim cu grafila, pentru că el a scris, avea în România prieteni, scria scrisori acolo în română. Să vadă că a devenit iarăși domn Damian, cum a fost, nu tovarăș. Și să vadă că s-au schimbat. Da, o rămas din partea lui mama, o rămas numai un frate, acum e în Zaporojia. Da? Și Sărmanul, noi contactăm prin... și el zice, prin da, eu mă bucur că, iată, acum ne mai este un spor la pensie, știți cum e pensia pedagogilor, eu încă activez, cred că este ultima an mai mult, nu mai vreau, și ne mai dau 1000 de lei în toate... Dar cum v-ați făcut profesor? Că e interesant. De ce profesor? De ce profesor? Eu am două facultăți, am pedagogia, dar mai întâi am avut agronomia și am lucrat agronom și așa mi-a dat Dumnezeu un dar și pot picta, desena, bine. Și m-au chemat, n-aveau profesor la educație plastică. M-am dus la școală, am descoperit. Până acum n-am avut profesie, cu toate că iubesc și, asta, și plantele și tot, dar am descoperit că eu pot găsi limbă comună cu copiii, îmi plac copiii și copiilor, cred că le place de mine, nu știu, dar n-am observat. Dacă ar fi adevărat, eu îi întreb câteodată, pentru de ce e așa mai măi, hai totuși, voi ați terminat școala, spuneți, care a fost... porecla, sau cum, știți cum ce înseamnă porecla? Da, cum e porecla? Fiecare profesor are porecla. Da, da, da. Ci că numai dumneavoastră nu aveți porecla. Și eu m-am bucurat foarte mult. Mama a fost deportată împreună cu bunica și fratele ei, adică fratele mamei, în noaptea de 6-7 iulie 1949, în timp ce bunelul deja era într-o închisoare, încă din anul 1945, și au fost deportați, cum era în timpul acela, noaptea aceea, multă zarvă, câinii lătrau, mașinile vuiau, toți boceau, plângeau și bunica avea, puțin înainte, au avut și o mormântare a unui fiu de 18 ani și era foarte necăjită și ea nu s-a orientat ce putea să-și ia cu ei. A luat o legătură cu niște făină și o sticlă de ulei și așa s-au pornit de scolți toți trei. Când asta noi am aflat mai încoace, mai multe istorii, dar când ei s-au întors din Siberia, nimic nu se vorbea despre asta.
Și chiar dacă ceva poate cineva vroia să-și amintească, permanent spuneau, fiți atenți, noaptea ochii nu sunt, dar sunt urechi. Adică dacă au fost trădați odată, aveau frică ca să nu mai fie și a doua oară. Și cum povesteau, i-au îmbarcat de pe loc în mașini, pe toți grămadă și lucruri și saci care puteau, care erau cu bărbații, puteau să mai ia și câte un sac de făină, adică mai multe lucruri și-au luat, dar bunica strictul necesar, poate vreo două haine, dar vă zic și de sculți, cum ea povestea că cu puțin înainte au plătit postavca. Postavca era un fel de impozit. Au plătit postavca pe produse alimentare și nu avea niciun ban la ea. Acei care aveau cu ei bani și care erau familiile complete, când se mai opreau prin gări, puteau să-și cumpere ceva produse ca să mai mănânce. Dar așa, din lecuța așa de făină, cum spuneau că se mai opreau prin gări și bărbații așa mai făceau focul și coceau câte o turtă. Apă, cum spuneau, li se dădea o căldare la tot vagonul și adică era cu restricție să beți câte jumătate de cană ca să ajungă la toți. Mâncare odată în sutcă le se dădea, dar copiii mici plângeau și permanent cereau de mâncare, cereau de mâncare. Necesitățile și le făceau tot în vagon, mă iertați că zic aceasta. Erau locuri, adică niște paturi improvizate ca pentru vreo 20 de persoane, dar în vagon erau până la 100 de persoane și dormeau toți, care și cum apucau, care la podea, copiii în brațe, pe picioare, care și cum îi legănau. Când au ajuns în Siberia, i-au debarcat și i-au luat în niște mașini și i-au dus pe un câmp, un câmp gol și le-au zis că luați și vă săpați niște bordei și aici veți locui. Și care au început să-și mai sape, iar mai apoi le-au oferit niște barăci în care locuiau câte patru familii și mai mult. Erau multe persoane și permanent trebuia să facă focul, fiindcă era frig. Deja din luna noiembrie era și zăpada. Și făceau foc permanent de atâta că să nu sărăcească. Dacă contenea focul, în bărăcile cele începea să înghețe. Adică stratul de gheață apărea în locuința lor. Dar unde a fost? În ce localitate a fost? În regiunea Irkutsk, raionul Chumski, pasiolog, satul Veselăi. Era veselă denumirea, dar nu prea vesel, au petrecut timpul acolo. Și de cum i-au debarcat, vă zic, a doua zi le-au și dat deja de lucru. Bunica fiind de sculță și-a făcut niște chirvici din ce cred că mai avea și așa mergea la lucru. Tăiau lemne care erau mai puternici, îi puneau și la descărcat mașinile, dar pe ești mai bătrâni, tăiau lemn mărunt, spunea ciurcă. Așa mi-am dat seama că cu lemnul acesta mărunțit lucrau unele mașini agregate și asta. Mama mea avea o vârstă încă fragedă și a fost nevoit să o scrie de vârstă mai mare ca să poată să lucreze, fiindcă dacă nu aveau vârsta corespunzătoare, pe copiii lua la orfelinat. Și iată așa mama muncea, zicea că la descărcatul mașinilor și apoi și vagoanelor, adică așa prindeau sufletul lucrând. La început, cum, cu banii care îi primeau, nu aveau ce-și procura, fiindcă nu era niciun magazin acolo. Așa din când în când li se mai aducea câte ceva produse. Era o brutărie unde se cocea pâinea și de la două, trei noaptea ei se duceau ca să ocupe rând, să le dăie pâinea aceea pe cartelă. Și acea pâine era din secară și iată toți povestesc, pâinea aceea era doar un clei și nu puteau să o mănânce, doar coarjă de la pâine o mâncau. Și aceea le se dădea câte 400 de grame la familie și aici mai mari stăteau și răbdau, acei mai mici nu prea o mâncau și de multe ori mergeau la lucru și flămânzi. Ei nu credeau
că se vor mai întoarce acasă. Și știu când a zis că a murit Stalin, unii plângeau, unii se bucurau, alții plângeau, fiindcă ziceau, dacă Stalin a dat ordin și ne-a deportat, înseamnă dacă el a murit, noi rămânem aici pe veci. Și nu a fost așa să fie. În anul 54, bunelul meu s-a întors de unde a fost și a ispășit. De, în toată perioada asta nu, doar din scrisori și am găsit pe o fotografie, adică fiul lor i-a trimis tatălui o fotografie și era acolo profesoara și doi copii, adică unchiul și încă, și el îi scrie: tata, eu sunt acel din dreapta, adică credea că tata nu să-l cunoască. Dar când bunelul s-a întors, chiar nici mama, fiind mai mare, nu-l cunoștea. Și zicea, parcă era un om străin. Știți cum, condițiile aspre din pușcărie și atâția ani, să nu-i vezi, 9 ani el a stat, a avut de ispășit 10, dar că a lucrat exemplar și cum scade, vă închipuiți. Adică să fie așa de exemplar, că doar un an să scoate din pedeapsă. Dar care pedeapsă era? Cel mai... Dacă erau numiți dușmani ai poporului, ei erau numiți de atâta, fiindcă nu le convenea regimului actual. Era altfel, era o elită care au ajuns în Siberia și în loc ca să fie în țară la noi și să dezvolte, vă zic că încolo s-au dus cu o legătură mică din ce au avut și s-au întors iată cu așa valize înapoi. Acolo au grămădit multe lucruri, că deja s-a mai îmbunătățit situația și aveau voie să meargă în centrul raional și puteau să-și cumpere lucruri. Dar când s-au întors, nu li s-a întors casa lor. Și ei au rămas la un moș, la bunica mamei. Și aveau și casă și un sărai și așa acolo improvizat și au trăit vreo 2 ani bunicii, iar mama în acel an s-a căsătorit și au făcut așa o nuntă în ograda aceea la bunica mea, străbunica. Și a fost un lucru interesant ce vreau să spun despre străbunica, că se auzea vorbă prin sat, deoarece dacă a fost primul val, lumea era înfricoșată și se aștepta că poate să mai repete și oricum să mai auzea că va mai fi. Și iată, străbunica aceasta mea, Ana, ea era deja văduvă și într-o noapte a înjugat boii și a venit la casa bunicii și a zis: dă covorul, avea un covor frumos, că l-avem și până acum, dă covorul măcar atâta să pot să salvez. Și bunica mea îi zice: dar păi dacă te prinde noaptea și găsești ce ai în car, te spun, ei, de-amus o femeie bătrână și o să-mi mai facă. Știți, covorul ăla l-a salvat și când mama s-a căsătorit, l-a dat de zestre. Și iată, eu acum sunt moștenitoare acestui covor, este scris pe el, adică în țesătură, Barbaroș Agafia Nichita, satul Mireni, anul 1928. Ea și-l făcuse de zestre și străbunica a vrut ca să fie salvat. Și când mai erau acolo, aveau mătușă care, mai mulți, primeau colete, produse, haine, și adică au avut și ai mei parte ca să primească unele colete și aveau o legătură cu Baștina, adică nu era tot pierdut.